Acesta e ecranul din pânză metalizată pe care îl făceam în anii 1980, proiecții 3D. Încă din 1980? Da. Am realizat și un aparat de fotografiat 3D, am realizat și un proiector 3D, dar atunci era încă prea devreme. Pânza metalizată am obținut de la un croitor. Croitorul făcea niște geci pentru tineri, o aducea de undeva din import, nu știu, nu era în comerț. Studiind eu teoria și văzând care sunt caracteristicile unui ecran metalizat, făcând diverse probe, am ajuns la această soluție. Plus că atunci apăruseră filmele 3D, au fost în România două filme 3D, cu ochelari, cu proiector 3D, care arătau foarte bine color. Nu puteam să facem noi la nivel de amator concurență cinematografiei.